modi că să renunț la furlăci. Hai, mai bine să lăsăm așa, că nu se întâmplă nimic. Cu siguranță voi renunța la burlăcie atunci când familia mea se va întregi cu un copil. Relația noastră este frumoasă, este relaxată, este liniștită și atunci dacă am decide să facem un pas, am decide să facem un pas care ar aduce ceva bun. Pe o cheamă Iosif, pe mine mă cheamă Popa, la fel de mult ne iubim. Cum ți-ar plăcea să fii cerută în căsătorie? Sub cea mai tâmpită formă posibilă. Cred că trebuie să fie o conjunctură așa mai specială. Nu știu dacă la mare sau să fie în șampanie, inelul. Dacă mă însor? Nu. Nu o să mă însor anul ăsta. Sunt romantică, dar nu sunt romantică. Nici la anul, nu cred că o să mă însor chiar foarte, foarte curând. Sunt... Aoleo, nu știu, depinde de persoana care mă va cere în căsătorie. Nu mi-ar plăcea să fiu cerută în căsătorie, deocamdată. La burlăcie am renunțat de vreo 4 ani. Chiar dacă nu e oficială combinația dintre mine și Elena, dar suntem acolo. Renunț la burlăcie anul acesta? Doamne ajută! Pe mine, mai degrabă, poate să mă ceară cineva în adopție, să mă adopte, pentru că... Nu am material de nevastă încă.